Iar mei ca artistul, și de aceea această locomotivă cârpa de la Cantona până în jos, cum să spun. Este singurul loc în România unde se află acest tren format din 4 vagoane de produse petrolifere și o locomotivă. Este o realizare de excepție săvârșită cu ajutorul nemijlocit al conducerii regionale de cale ferată Galați, prin prezența domnului director, să-l aplaudăm că a venit la noi și ne-a ajutat foarte mult. Cel care a fost inițiator acestei mișcări și care a adus aceste vagoane dintr-un îndepărtat loc, era aproape pădure peste ele, este domnul director Ștefan Mihai. Să-l aplaudăm. Să începem cu locomotiva. Locomotiva a fost salvată de la Iași în anul 2012 și adusă la Brașov cu gândul să facem un tren de epocă. Soarta la cei doi care trebuia să ne ajute nu i-a ajutat nici pe ei și nici pe noi. Și locomotiva a stat 6 ani de zile pe o linie retrasă la societatea comercială Marup Brașov. Datorită inițiativei a domnului și a domnului, astăzi am reușit să o aducem aici și să punem lângă ea 4 vagoane și rețineți, primul construit în anul 1891, iar celelalte până în primul și după primul război mondial. Ele au transportat produse petrolifere pentru primul război mondial, au o importanță istorică extraordinară și pentru asta s-a format acest tren. El va fi pus la locul lui după ce frigul și zăpada vor dispare și municipiul Galați se face cu un produs istoric de excepție europeană. Aș dori să-mi permite să invit la cuvânt, să vă ne spună câteva cuvinte, pe domnul director al regionalei de cale ferată Galați. Mă bucur că domnul director Mihai a avut această inițiativă și a ținut foarte mult ca acest tren să fie prezent în stația Galați. Merită tot respectul. Mulțumim salariaților care ne-a sprijinit până a ajunge trenul la Galați, domnului director de pe sucursala Brașov, domnului director de pe sucursala București, și celor care își doresc acest tren să aibă o viață lungă la noi în Galați. Și mulțumim și autorităților locale care o să ne sprijine pentru așezarea lui la poziția care ne dorim. Îi dau cuvântul domnului director. Îi salut pe toți participanții la această festivitate. Le spun bine ați venit și aș vrea să încep inaugurarea acestui tren de epocă. Este un eveniment deosebit pentru Galați. Vagoanele acestea 4 au servit efectiv în transportul de petrol și de produse petroliere în timpul primului război mondial. Ele se aflau toate 4 în țara noastră atunci. Așa cum v-a spus domnul expert al Ministerului Culturii, unul din vagoanele acelea vopsite în culoare deschisă bleu
era fabricat la Craer în Franța, are și acum eticheta și anul de fabricație a fost 1891. Deci el avea 25 de ani de serviciu înainte de intrarea României în război. Mai avem unul dintre acele vagoane fabricat la Altona, în Germania, sau, mă rog, era, Altona era Germania atunci, pentru că fusese preluată în timpul Imperiului German, cel de-al doilea Imperiu German. Al treilea a fost fabricat în 1916 la Nuremberg și a fost importat înainte de data de 15 august de Sfântă Maria Mare, când România a intrat în război împotriva puterilor centrale. Cel de-al patrulea n-am putut să-l identificăm pentru că lipsește eticheta aplicată cu anul fabricației, dar cu certitudine face parte din aceeași serie de vagoane, pentru că, așa cum ați putut vedea, tabla de la Virole este nituită, ceea ce nu s-a mai folosit în perioada interbelică. Sigur, vagoanele acestea vor avea o valoare istorică deosebită, deosebită. S-ar putea să ne invidieze mulți din Occident, așa cum susține domnul expert Radu Belu. Ceea ce este important pentru noi este faptul că trebuie să avem grijă de ele, să nu dispară nimic din componența lor și să fie o probă a istoriei noastre pentru urmașii noștri și urmașii urmașilor noștri. În anul 1926 se fabrică prima locomotivă cu forțele proprii ale statului român la uzinele domeniilor Reșița. A fost locomotiva 50.243, regele Ferdinand I. Din acel moment, România nu a mai cumpărat nicio locomotivă, deci povara importului a dispărut. A urmat Malaxa, care de niște ateliere de scânduri a ajuns uzine care au făcut locomotive, peste 1.800 de locomotive. Această locomotivă care o vedeți astăzi în capul trenului este fabricată la București, la uzinele Malaxa, în anul 1931. A făcut servici aproape până în anul 1977-78. Trebuie să știți că aburul, locomotive cu abur în România, au funcționat până în 1980. Începând în 1980, au intrat dieselele, paralel cu ele electricele, mai târziu. Deci, ăsta e trecutul. Această locomotivă a ajuns la Iași. Noi am găsit-o într-o magazie uitată de Dumnezeu acolo, că dacă nu o scoteam de acolo, astăzi nu mai era. Iașiul este un campion al locomotivelor care au fost distruse și furate și vandalizate. Nu mi-e rușine să o spun. Iar această locomotivă am adus-o la Brașov cu gândul să facem trenuri de epocă. Având vagoane, am adus locomotivă. Nu ne-a ajutat Dumnezeu să facem, pentru că atât președintele Consiliului Județean, cât și proprietarul de la Regiotrans, Costel Comana, care promisese să ne ajute să o punem pe picioare, n-au mai putut să o facă. Și atunci a stat 6 ani de zile la uzina Marup, în Brașov, pe o linie liniștită, singurică acolo, și vreau să adresez public mulțumirea acestei uzine și conducerii lor pentru grija care a avut de ea. Este aproape completă, are și becurile de la felinare.
Nu de mult, la inițiativa domnilor, am pregătit-o cu un om care a rămas cam singur în țară specialist în locomotive cu apă. Este vorba de Florin Lupescu. Florin, vine un pace puțin. Lucrează la Trebouul Ploiești, e un îndrăgostit de locomotive. Am muncit la ea împreună cu niște oameni la Brașov, 2 săptămâni să o punem pe picioare. Am ajuns la Galați, duminică, la prânz, fără niciun fel de problemă. Așa de frumos a mers. Florine, să te aplaudăm! Știți ce record a bătut? De la Brașov, pe frig, a venit pe locomotiva neîncălzită, cum o vedeți, până în Galați. Dacă era vremea de azi, nu știu dacă nu găseam ca pe stâlpă de telegraf înghețat. Deci a făcut ceva pentru calea ferată. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdarea să mă ascultați. Sunt inginerul Belu de la Regională Brașov. Am terminat acțiunea și vă invităm să tăiem panglica și să ne fotografiem cu această minunată locomotivă și vagoane. Am onoare să vă salut! De epocă în viziunea noastră, un tren care a circulat în timpul primului război mondial și a deservit linia frontului pe toată zona de la Mărășești, Mărăști, Uituz. Asigura combustibil pentru front, motorină și benzină pentru automobilele și pentru autocamioanele care deserveau frontul și asigura depourile cu motorină pentru locomotive. Cu motorină, cu păpură pentru locomotivele cu apă. După o revizie tehnică cu ridicare serioasă, poate fi alimentată și pus foc la cazare. La Abur, randamentul era cam 6%, în condiții de laborator era 12%. La electrică era 18% de la centrală până la locomotivă. Iar la diesel, 28%. Cât va rămâne aici la Galați locomotiva? Locomotiva s-ar putea să rămână numai 5 ani, s-ar putea să rămână mai mult. Ce se întâmplă? Vagoanele vor rămâne permanent, că sunt ale Galați. După 5 ani ce se întâmplă? S-ar putea să fie cerută în alt oraș sau s-ar putea să fie cerută să fie pusă în exploatare și sigur ni se va da altă.